Bună, Teo! Bună! Bine ați revenit la școala de Mega Melchior. Astăzi vom participa la pregătirile finale pentru examenul de machiaj. Și încercăm să susținem și să corectăm elevii pentru realizarea unui machiaj perfect. În fața comisiei, da? Vine o comisie de la minister și totul trebuie să fie perfect. Ne poți spune înainte de toate cum se desfășoară un curs, ce învață la un curs de make-up convențional? Cursul se desfășoară pe o perioadă de 2 săptămâni. Se începe cu predarea tipurilor de ten pentru a învăța și a înțelege cum se pot folosi fondurile de ten pe anumite tipuri de piele. După care se parcurg tipurile de față, modelele de cum se corectează anumite tipologii de față. A, deci asta e foarte bine, învață și corecturile la nivelul feței. Corecturile la nivelul feței, da, tot ce ține de morfologie. Corecturi la nivelul feței, corecturi la nivelul ochilor, corecturi la nivelul sprâncenelor și la nivelul buzelor. Se trece și prin colorimetrie, nu? Normal. După ce înțelegem formele, da, putem aplica și culoarea. Se parcurge și partea de colorimetrie, de armonii și contraste. Învățăm cum putem potrivi și ce culori putem potrivi pentru anumite palete coloristice referitor la culoarea pielii, culoarea ochilor, la ce culori se potrivesc pe fiecare tip și culoare în parte. Cum să armonizăm culorile între ele? Asta este, de fapt, cel mai important. Cum să armonizăm, cum să le combinăm și cum să le... Așa poți să ne spui de ce trebuie ținut cont. Uite, de exemplu, da. Nu știu, hai să vedem la ea, de exemplu, ce culori s-ar potrivi. Deci este, ochii văd că are albaștri, îi văd bine. Are ochii verzui, da, și are părul blond. Ea și-a făcut deja niște șuvițe roz, da? Așa că întotdeauna o să ne legăm de toată gama cromatică prezentă în câmpul vizual. De la bustă în sus. Am înțeles. Da? Și aici avem culoarea părului, culoarea ochilor, accesorii, de exemplu, haine. Deci trebuie ținut cont. Trebuie ținut cont întotdeauna de absolut toate culorile prezente în câmpul vizual. Deci, da? indiferent că vor deveni make-up artiști, că se vor machia ei pe ei înșiși, să țină cont de aceste... De absolut toate culorile, da. Da? Nu vă legați doar de culoarea ochilor, culoarea irisului, da? Nu este... Acea culoare trebuie pusă în valoare. Dar culorile fardului pot fi armonizate cu restul culorilor. Accesorii, păr, haine, cum am mai spus. Deci vor învăța și aceasta la curs, colorimetria. Da, ce alte machiaje? Da, ele au învățat. Ce alte machiaje vor studia? Păi, sau au mai studiat? Se parcurg următoarele machiaje. Se parcurge machiajul de zi, da? Machiajul de zi de stradă pentru lumina zilei. Încă un machiaj de zi, se numește, noi spunem, business, da. Însă este un machiaj office. Da? Primul este dedicat unei lumini calde, solare, al doilea este dedicat unei lumini reci, de birou. Acestea sunt cele două machiaje de zi, da. După care se încep machiajele de seară. Și în cadrul machiajelor de seară parcurgem smoky, da. Peanut, cele două banane, închise și deschise. Da. Și, evident, culminăm cu machiajul de mireasă. Mai învață și aplicarea de gene, nu? În cadrul unuia dintre machiaje, respectiv machiajului pin-up, se predă și se parcurge și aplicarea genelor false, atât bandă cât și smocuri. Țineți minte, nu aplicarea genelor fir cu fir. Da, acelea deci sunt bandă ceva, și smocuri. Sunt ceva separat, sunt ceva diferit, da? Noi vorbim doar de genele care se lipesc direct pe piele, nu pe firul de păr. Corect. Care-i machiajul care le dă bătaie de cap elevelor? Ce sunt? Ce le sperie? Cred că pin-up-ul sau... Această întrebare cred că e mai bine să le adresez lor. Păi așa, în cor. Ce ați putea să-mi spuneți? Care... Banana. Banana? Care din ele? Banana. Bananele amândouă? Da. Da. Da, într-adevăr, bananele,
da. Sună acele trupel, tipuri da. De machiaj, da, sunt puțin mai dificile, deoarece sunt machiaje grafice. Și ai nevoie de mai mult exercițiu și mai multă dexteritate în crearea formelor. Da. Pentru da. Cine a studiat desen sau desenează sau cochetează cu desenul, sunt foarte ușor și simplu de realizat. Însă pentru un începător are nevoie de mai mult de exercițiu pentru a realiza aceste materii. Chiar vreau să te întreb ce sfat le dai după ce termină cursul la noi? Să mai exerseze, să mai... Da, vorba americanului. Practice, 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 da. Practice. Deci practice. Ăsta este sfatul, da? Exercițiu, da. Exercițiul... Prietena, mama, pe toate exercițiile. Din păcate, pe parcursul celor 2 săptămâni, noi parcurgem partea teoretică cea mai importantă. Însă... Au baza, deci pleacă. Da, nu este chiar suficient. Ai nevoie de mult mai mult exercițiu. Și după ce primim noțiunile de cum se fac lucrurile, mai departe le corectăm pe parcursul cursului, după care mai trebuie să exerseze și ele acasă. Da. Hai să vedem ce... Nu? Da, ele acum exersează fiecare cât un tip... Da, cât un cum tip. Va fi? În fața comisiei se va prezenta cât un machiaj studiat la curs, nu? Da. Se trage la sorți. Da. Se trage, machiajele sunt, se trag la sorți. Se și bănesc că se și trebuie să se potrivească, nu? Cu... Așa arată urna noastră. Da, avem o urnă. Da. Cu bilețele, de aici se extrag machiajele. Da. Și fiecare, după extragerea machiajelor, tocmai pentru a nu realiza un machiaj nepotrivit anumit unei anumite fizionomii, se aleg echipele și perechile, cum se vor machia. După ce au tras și au aflat ce machiaj vor realiza, își fac perechile și exersează acel machiaj. Super! Bună, Gabi! La Cluj încă nu organizăm un curs, dar vom avea în vedere și oricum vă anunțăm. Dacă sunteți fanul nostru, sigur veți vedea noutățile noastre. Pentru moment organizăm cursuri doar în București și Constanța. Hai să-mi spui aici, de exemplu, ce machiaj aici, avem. Da, va trebui să ne ajute și colegele noastre pentru că să vedem ce machiaj au de realizat. Smokey eyes. Bun. E un machiaj care se potrivește la ea, da? În primul lucru care trebuie deci să începem observații, de să înțeleg. Da, începem să facem corecții. Primul și primul lucru. Începem cu creionul. Da. Da? Lasă fardul, începem cu creionul. Orizontal, linia genului, restul pată în sus, da? Da. Mai departe. Văd că deja sprâncenele tot a făcut corecturi. Pe drumul cel bun. Să vă arăt ce scrie avem, pe tablă. Așa se organizează la noi cursurile. Cu dragoste. Mi-a plăcut mesajul ăsta. Trebuia să-l arăt. Aici avem o creație proprie. Da? De ce? Pentru că m-am pătrat să fiu mai întrezneață astăzi. A vrut ea să-și dea pe liber imaginații. Machiajul... Cred că de la sandale vine. Nu? Da. De acolo a venit curajul. Da. Există, sunt două opțiuni. Elevele pot, odată, după ce trag la sorți, pot exersa machiajul cel l-au de realizat pentru examen sau pot face ce vor ele. Da? Da. Este ziua în care le dau voie să își exprime. Comisia nu va avea nimic de obiectat? Nu, este doar un exercițiu. Pentru examen va realiza machiajul ce l-a extras. Însă, dacă a extras un machiaj ce îl stăpânește și este convinsă că nu are niciun fel de problemă în realizarea acestui machiaj, are ocazia să exerseze ceva ce nu am făcut în cadrul școlii. A văzut, nu știu, în altă parte și ar vrea să vadă cum s-ar putea face acel machiaj. Foarte bine. Gabi, îți mulțumim. Te pupăm. Poți să-mi spui aici, uite, de exemplu, Teo, te deranjez puțin, văd că aplică mascara. Ce sfat, așa, celor care ne urmăresc, ce sfat le-ai da ca atunci când aplici mascara să nu murdărești ploapă? Să o aplice cu grijă. Ideea poți este, să ne arăți? Da, ideea este în felul următor. Pentru a nu risca să aplicăm mascara pe pleapa mobilă, da, în partea de sus sau în partea de jos, modelul va trebui să stea cu fața dreaptă și cu privirea în jos. Da. Genele se agață cu peria. Da. Prin răsucire ea se duce la baza genelor, după care cu mișcări de zigzag se trage în sus. Am înțeles. Da. Dacă cumva
Dacă cumva atingeți și murdăriți fața de mascară, da, tot ce trebuie să faceți este nimic. 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 Asta trebuie să faceți, nimic. O lăsați în pace. Mascara este un produs care în momentul în care se usucă devine casantă. Lăsați-o să se usuce, după care cu ajutorul unei perii de gene, da, ea crapă și cade. O zgâriați, ea crapă și cade. Cred că și bețișorul, nu? Ne poate ajuta, nu? Bețișorul este ceva moale. Ai nevoie de o perie cu, mai... cu peri tari care să o zgârie, să o crape, să o curețe de acolo. Da? Am înțeles. Bun. Da, aici este în... Văd că au deja suportul de curs, toată lumea e cu suportul de curs azi, nu? Da, suportul de unde curs. Unde au mai uitat cu ceva? Cu fiecare, da, cu... cu notițe suplimentare, evident. Da? Cărțile niciodată nu conțin absolut tot. Mai da, sunt și idei personale care trebuie să scrieți. Deci primesc de la tine și sfaturi în plus. Da. Aici este în, este în construcție machiajul. Da. Da, până aici este totul ok. Ea realizează smokey. Smokey aia este aplicat. Nimeni da, banană? Nimeni n-are curaj? Nu e vorba de curaj, este vorba de șansă și de noroc. Da. Și bananele nu au avut noroc să fie extrase. Am înțeles. Da? Până acum a făcut bine, a făcut... Deja este suficient ce ai făcut cu pensula aplicatoare, poți să treci la blender. Da? La blender. Blender. Și poți să-l folosești pe cel mai... Da, pe ăsta mai... Da? Care vor mai fi și mai voluminos. O să-ți estompeze mai frumos. Și începi să faci estomparea, da? Da. Vii pe marginea exterioară a machiajului și începi să... Da? Să-l faci să dispară treptat, să se confunde cu culoarea pielii. Hai. Totul pare ușor mâna lui Teo, deci ce să mai... Asta e. Totul o să devină ușor. Devină ușor totul, și la da, ele, nu? Constă în exercițiu. Nu m-am născut cu pensul la mână. Nu? Nu. Da? Acolo, da, mai devreme aveam un smoky pe negru, aici avem un smoky pe maro. Da? Vedeți că și smoky. Da. Da? Trebuie alese tonurile și nuanțele folosite în funcție de culoarea pielii, da, culoarea ochilor. Smoky nu este smoky este o formă, nu o culoare. Asta trebuie să rețineți voi. Deci smoky nu înseamnă negru neapărat. A, deci poate fi făcut și din alte culori, în funcție, de exemplu, dacă eu sunt brunetă, mi se potrivește un smoky pe... Păi, dacă urmează ești brunetă, să mă duc dacă la ești, un eveniment și vreau să știu. Dacă ești brunetă și vrei să-ți scoți în evidență machiajul și ochii, atunci vei folosi un smoky pe negru. Pe negru. Da, pentru că el trebuie să fie, machiajul, dacă vrei să-l scoți în evidență, va trebui să fie mai intens decât restul culorilor din jurul tău. Dacă ai fi fost o persoană cu părul blond și pielea albă, da, atunci mai frumos ar fi arătat un smoky pe maro. Pe maro, da? Am înțeles. Jucați-vă cu tonurile culorilor în funcție de tonurile culorilor din jurul vostru. Smoky este o umbră. Legați-vă de tonuri, da? Niciodată ruj roșu la smoky? Te mai întreb. Poate într-o zi zici da. Știu că e nu. Noi vorbim, țineți minte, noi vorbim strict de machiajul de beauty, da? Machiajul de înfrumusețare. Aici sunt câteva reguli, da. Se poate folosi ruj roșu la smoky, de exemplu, super, dacă te duci într-un club, dacă da, te duci la o petrecere, în funcție de eveniment, da, linia este foarte subțire și ușor sesizabilă. Machiajul smoky, în mod oficial și machiajul original, se face doar cu accentul pe ochi. Buzele sunt nude. Poți alege să folosești și un ruj puternic, da? Însă va trebui și evenimentul să fie la fel de grandios și exploziv cum da, ai fi tu. Da, mulțumesc. De aceea sunt fericită și liniștită. Am voie ruj roșu. Da. Foarte frumos ești. Mulțumesc. Continuați. Cam... Acestea ar fi, nu? Deci... Acestea ar fi, da, câteva repere. Ele mai au de lucru, încă n-au terminat, sunt abia la început. În ce mai constă proba la examen? Ce mai au de făcut la examen? Adică, pe lângă proba practică? Examenul constă, ca orice examen, în două probe. O probă scrisă și o probă practică. Proba practică constă în efectuarea unui machiaj. Proba da? Scrisă constă în
completarea unui test grilă, tip grilă. Și după aceea vor prezenta? După care, da, eu corectez testele, da, și împreună cu comisia evaluăm lucrările și machiajele. Și expun machiajele în fața comisiei? Machiajul este prezentat în fața comisiei și explicat. Explicat. Cum l-am realizat și de ce. De ce am folosit așa, de ce am folosit culoarea asta, de ce forma asta, de ce... Da. Da, cu explicațiile de rigoare. Ca un adevărat profesionist, evident. Machiajul nu constă... Nu se face nimic special sau în plus față de ce vi s-ar cere la o ședință foto sau la o prezentare de modă, da? Sau la o angajare. Că sunt lucruri normale și uzuale, nu este nimic în plus sau ieșit din comun. Ce le sfătuiești pe fetele sau elevele care termină la noi cursul? Cu ce produse să lucreze? Cu ce produse să lucreze? Cu produse de make-up, evident. Normal, vorbesc de calitatea acestora, știu... Aici fiecare probabil că știe adâncimea propriului buzunar. Da. Da. Cel mai bine este să identifice pe piață raportul calitate-preț. Asta este cel mai important, asta este de identificat. Iar da? Pentru un machiaj reușit să aleagă totuși produse profesionale, nu? Produsele profesionale sunt, da, de aia le și spune profesionale, pentru că greșești mai puțin cu ele. Da. Îți ușurează oricum și munca. Evident. Da. Pentru cei care ne urmăriți, să știți că facem înscrieri pentru cursul din 19 iulie, orar dimineață 9:15, va fi Teo profesor. Iar după amiază va fi de la 16 la 22 Paul. Avem o promoție, minus 20%. Dacă atunci când vă înscrieți aveți acest discount de 20%, prețul cursului fiind de 300 de euro. Trebuie să știți că se lucrează cu produsele noastre, nu trebuie să cumpărați absolut nimic. Da, avem aici dulapul cu bunătăți. Goodies, goodies, da? Și primiți și un suport de curs, da, în urma auzea examenului primiți diplomă recunoscută de Ministerul Muncii, aveți toate... Vezi? Wow, e ceva, da? Aici, în regulă? Da, sunt... întotdeauna sunt mici probleme de simetrie. E un lucru care se dezvoltă în timp. Da. Da? Și... până ajungem să vedem lucrurile astea, trebuie să învățăm cum să le vedem. Da? Cum se face asta? Cum poți vedea? Te dai la distanță așa? Simetria se poate observa în două feluri. Ori se privește modelul în oglindă, adică privim imaginea din oglindă, da, sau o privim de la depărtare, facem 2-3 pași în spate, care de fapt este același lucru, că oglinda depărtează. Tu cum privești, stai în spatele modelului și o vezi la distanță. Ori oglindă, ori 2-3 pași în spate. Este clasică și mai bună pentru că beneficiază și de lumini, de jur împrejur, se anulează din umbre și poți observa simetria mai clar și mai corect. Mulțumim! Da? Vă urăm succes! Vă mulțumim că ați fost la noi! Ne bucurăm că v-am cunoscut! Da? Și vă mai așteptăm pe la noi! Mai veniți, da? Vă pupăm! Pateo, mulțumim! La revedere, vă mulțumim că ați trecut pe la noi!